Perfect! Haideți că în sfârșit ne auzim, ne vedem. Cum sunteți, fetelor? Ăsta e genul de situație în care trebuie să găsești o soluție la secundă. Bună seara! Bună! Am reușit să intru până la urmă. Mă bucur tare mult. Sunt multe fete care nu au înțeles exact ce se întâmplă, dar o să se ocupe colega noastră să le accepte în grup, să vadă și ele webinarul. Nu mă puteam conecta, camera apărea, dar nu vă auzeam, nu vedeam nimic. Foarte bine că am reușit. Da, s-a schimbat la Zoom o setare, adică nu te mai lasă cu mai mult de 100 de participanți, e o chestie de abonament și eu nu am știut asta și de asta avem voie doar 100, dar mă bucur că suntem și live. Bun, perfect, fetelor! Bine ați venit la Masterclass! Încă o dată îmi pare rău pentru această situație, dar mă bucur că suntem totuși aici. Mulțumim pentru răbdare. Bine v-am găsit. Așa, o să vă pun pe mute și vă rog să vorbim pe chat, pentru că suntem multe, din fericire, repet. Așa, îmi deschid aici chat-ul și o să... O să discutăm aici. Bun. În primul rând, sunt curioasă să aflu de la voi câtă experiență aveți în domeniu. Aș vrea să scrieți pe chat și pe live și pe Zoom. Deci avem fete și mai avansate, un an, 2 ani, 9 luni, o săptămână, bine ai venit în domeniu. La început, 3 săptămâni, 6 ani, oh, avem aici un expert. Văd și aici pe live, 6 luni. Le văd și pe fetele noastre din program. Bună, Mica! Nico, și noi te iubim și ne bucurăm că ești aici cu noi live. Bun, fetelor, perfect. Deci suntem și începătoare, dar și fete mai avansate. Sunt tare curioasă să mai scrieți pe chat cu ce așteptări ați venit la acest webinar. Până răspundeți voi, eu vreau să vă zic că o să fie un webinar așa cum v-am obișnuit, pentru că văd aici fețe cunoscute care vin la fiecare masterclass gratuit și mă bucur pentru asta. Înseamnă că vă luați real valoare pentru ce aveți de făcut în viitor, să creșteți profesional. Bine ați revenit printre noi. Am pregătit ca de fiecare dată câteva informații foarte valoroase pe care sperăm să le puneți în practică chiar de mâine, să reușim să aducem rezultate în ceea ce facem. Să învățăm să ne promovăm, nu prea am cliente, doar ocazional. Fetelor, vreau să vă zic că luna decembrie, probabil că ați auzit deja, este o lună plină, cererea este foarte mare și noi trebuie să maximizăm tot, să scurgem tot ce se poate de pe piață, pentru că extensiile de gene sunt mega căutate în această lună. Și chiar dacă voi nu aveți foarte multe cliente sau poate nu aveți încă agenda plină, putem face lucrul ăsta. Dacă ne apucăm efectiv de mâine de această schemă de promovare pe care noi o să vă arătăm azi. Ne-am dorit să facem webinarul ăsta tocmai pentru a vă ajuta să ieșiți un pic în față pentru luna decembrie. Pentru că am văzut aici fete care sunt și la început de drum, deci nu suntem doar avansate și atunci e foarte important să înțelegeți un pic cum funcționează lucrurile. Promovare pentru a promova munca foarte bine. Vreau să vă spun, înainte să începem efectiv prezentarea noastră PowerPoint, că e foarte important în momentul în care noi ne asumăm să avem o carieră pe cont propriu, să înțelegem că trebuie să cunoaștem mai multe lucruri decât a pune extensia pe genul natural. E foarte importantă tehnica, noi vrem să creștem singure, da? Freelancer suntem momentan, poate că la un moment dat vom fi antreprenori, vom avea și angajați, pentru că sper că toată lumea gândește departe. E foarte important să atingem anumite puncte și să învățăm abilități noi care să ne ajute să devenim cunoscute, apreciate și căutate. În prima fază de cliente și, de ce nu, Doamne ajută,
în următoarea etapă când veți deveni trainer de cursante. Mă bucur că sunteți aici pentru că probabil că ați observat cine a mai fost la webinarele noastre. Noi promovăm destul de mult și alte abilități decât a pune, repet, extensia pe cea naturală, pentru că real pe noi asta ne ajuta să evoluăm. Și pentru cine nu ne cunoaște, eu sunt Mădălina Arvatu, sunt în domeniul de peste 9 ani de zile, adică sunt un dinozaur al genelor. Iar evoluția mea profesională a început în urmă cu aproximativ 4 ani, în sensul că atunci a fost o ascensiune destul de mare, în momentul în care mi-am dat seama că eu trebuie să învăț și alte abilități. Și anume, marketing, parte de promovare, copywriting, adică felul în care scriu, felul în care eu construiesc un personal branding, felul în care mă arăt în fața voastră, pentru că voi, fetelor, nu sunteți degeaba la acest webinar. Voi probabil ați dat un ochi pe profilul nostru de Facebook, Instagram sau TikTok și ați zis, fetele astea sunt interesante și cred că am ce să învăț de la ele. Ceea ce facem noi și modul în care voi ne-ați cunoscut prin ceea ce facem se numește personal branding. Dacă vă uitați mai atent pe profilul meu și al Andrei, voi veți vedea și omul din spatele trainerului Mădălina Arvatu sau Andreea Degeanu, vedeți ce facem în fiecare zi, ce ne place, ce nu ne place. Ne vedeți vorbim pe video, ne vedeți foarte aranjate, dar ne vedeți și cu un coc în vârful capului, făcând un video și spunând poate informație interesantă. Și asta ne dorim să vă transmiteți și voi și să înțelegeți că e foarte important. Da, fetelor, ca să îmi răscumpăr greșeala, voi înregistra și vă trimit înregistrarea. Inițial nu voiam să înregistrăm, voiam ca toată lumea să fie live, dar cum aș putea eu să mai comentez ceva după gafa pe care am făcut-o? Așa că da. Vă vom da înregistrarea, dar ne dorim să stați cu noi până la final, pentru că avem o surpriză pentru voi. Așa cum v-am obișnuit, cine nu știe despre ce este vorba, majoritatea rămâne să stați până la final. În primul rând, informația se leagă slide cu slide și e foarte important să înțelegeți fiecare slide pe care îl prezentăm, iar mai mult decât atât, o să aveți ocazia să primiți ceva destul de valoros din punctul meu de vedere. Bun! Văd pe grupul pe live că se aude, nu se aude. Mă bucur că la anumite fete se aude, înseamnă că e posibil să fie problema de la voi, fetelor. Mă refer la fetele care spun că nu aud foarte bine. Pe grupul de Facebook îmi doresc să lăsați totuși un mesaj dacă ne auzim bine. Super! Bun, mă bucur. Perfect, e foarte important să ne auzim bine. Păi să începem. Nu? Andreea, te prezint și tu? Eram aici concentrată pe grup să răspund, intrăm live, unde e link-ul? E o nebunie totală? Asta a fost o criză existențială. La un moment dat, ochii mei se împărțeau în patru părți și nu înțelegeam cu ce să încep. Și am zis, calmează-te, ok, hai să le luăm pe rând, că nu poți face patru lucruri deodată, avem răbdare și asta este. Mai apar și lucruri neprevăzute, dar din lucrurile astea învățăm, fetelor. Și acum vreau să vă gândiți la un moment de-al vostru, când client a făcut ceva la ce voi vă nu vă așteptați, care a fost reacția voastră? Ce să spuneți? Eu au trecut 10.000 de gânduri, cum să răspundeți la întrebarea ei sau la reacția ei, da? V-ați panicat poate pentru câteva secunde, dar ce facem? Ea, uite, începem webinarul despre masterclass-ul despre gene cu un exercițiu de a ne calma și găsim soluția cea mai oportună. Respirați, fetelor, pentru că dacă n-ați pățit încă, cu siguranță veți păți. Deci dacă o veți fi surprinse de vreo clientă cu, nu știu, orice, ceva ce nu v-ați aștepta să se întâmple și nu știți ce să răspundeți, nu știți ce decizie să luați, nu știți dacă să o trimiteți acasă, nu știți dacă să-i dați genele jos sau să-i le mai puneți vreodată. Orice, înainte să ziceți ceva, respirați, fetele, salvează. Și vă dă și cea mai bună soluție la problema respectivă. Asta am făcut eu în 5 secunde, doar am respirat. Și acum ne putem apuca de treabă. Nu o să pălăvrăgim despre noi astăzi, o să fim direct la subiect, pentru că eu sunt un om pragmatic și nu-mi plac vorbele în vânt, să spun așa, îmi plac chestiile concrete, dar pe scurt, eu sunt Andreea Degeanu, sunt de 9 ani în domeniu, sunt judecător și speaker la evenimente, câștigător la competiții naționale și internaționale.
Multe lucruri de spus pe partea asta, dar la fel ca toată lumea, și eu am plecat dintr-un, nu de la zero, de la minus zero, da? În care aveam o clientă la 2 săptămâni, aplicam costă 20 de lei, nu știam să mă promovez, nu știam cum să fac forme, nu știam foarte multe lucruri. Dar mă uitam la cei care erau deja speaker, care erau deja trainer, care făceau multe lucruri în industria asta, și mă gândeam, oare cum au ajuns ei acolo? Care este secretul? Să mi-l spună și mie cineva. Nu știu dacă voi v-ați gândit vreodată la treaba asta, oare care este secretul și cum au reușit alții, dar ce pot să vă spun este că toată lumea poate. Ei bine, n-a fost un secret, l-am învățat pe parcurs, dar când mi-am dat seama ce funcționează și ce nu funcționează, eu și ne-am dorit din punctul ăla să împărtășim toate lucrurile pe care noi le-am învățat de-a lungul acestor ani cu fetele care își doresc să meargă mai departe, să facă o carieră din asta și nu doar să aplice duminică, după amiaza, un set de gene. Da? Vă felicit că sunteți aici, pentru că la ora 8:30 voi stați cu caietuțul acolo cu un pix ca să luați informații. Iar de-a lungul timpului, de fiecare dată când făceam webinarii, primeam mesaje de la fete care nu vine să cred, am pus în aplicare, chiar funcționează. Da? E foarte frumos. Deci voi dacă începând de mâine veți pune în aplicare ce veți învăța astăzi, eu sunt sigură că ceva, oricât de mic, va schimba pentru voi. Și atunci înseamnă că de fete care s-au înscris la acest pentru toată lumea, că voi noi lumea, dar dacă pentru 10% dintre bun, nu știu. Vrei să spui ceva? Da, se aude foarte. Dacă de mâine va pune în practică. Imediat. Te rog, host, că o să dau eu, că la tine internetul nu merge foarte bine și se Dai. blochează. Acum încerc să rezolv, să nu e. Ca să Ok. știți cum vă dozați energia. Iar la final. Dragul Jules. Cu dumare? Nu, normal, domnule. La ea. Întrebările o să vă rugăm să le puneți pe chat, pe parcurs, iar noi la final o să le reluăm. Și după cum am spus, Gata. după cum am merge. Da, abia acum te aud, să știi. M-am mutat eu. Bun, Bun. perfect. Hai să începem, că deja ne-a sabotat tot. O să fie cel mai tare webinar pentru asta. Oricum, noi nu renunțăm, mergem înainte, orice ar fi fetelor, orice impedimente veți avea de-a lungul vieții, nu renunțați. Rezultatele bune vin cu adevărat atunci când voi nu vă dați bătute. Bun. Astăzi vom discuta despre cele mai importante strategii de promovare care îți vor aduce agenda plină de programări în luna decembrie. Pentru că suntem la începutul lunii noiembrie, noi am pregătit niște tipsuri pentru voi care vă ajută să le puneți în practică de mâine, iar în luna decembrie voi să aveți mult mai multe programări dacă nu le-ați fi făcut. Așa că vă rugăm să notați, să faceți print screen-uri, să faceți poze la ecran și întrebări pe chat. Mă dă dacă poți să dai următorul slide, te rog. Bun. Află cum poți să atragi mai multe cliente în luna decembrie. Astăzi o să ne focusăm pe acest subiect, pentru că este momentul perfect să facem acest lucru. Dacă poți, te rog să schimbi. Metoda pe care noi o împărtășim astăzi cu voi, să știți că a fost pusă în practică de mai multe persoane și acum vreau să vă arăt doar câteva cazuri în care a funcționat foarte bine, în sensul că în momentul când primiți o informație,
Trebuie să primiți cumva și niște justificări. Oare a mai practicat cineva asta? Oare a mai funcționat pentru cineva? Și de aceea, întotdeauna când spunem un lucru, noi venim și cu argumentul de ce îl spunem și venim și cu faptul că sunt multe persoane care au pus asta în practică și au avut deja rezultate. Și acesta este deja exemplul uneia dintre cursantele noastre care în luna decembrie a făcut 2320 de euro și înainte ea făcea 2-300 de euro cu bani de consumabile de la modele, din modele. Deci funcționează, dar acum noi nu putem spune că dacă faceți în noiembrie 200 de euro, veți face în decembrie 2000, da? Dar îmbunătățiri cu siguranță vor fi. Andreea, avem din nou o problemă. Ce s-a mai întâmplat? S-a închis live. Dacă dăm share screen în Zoom, se oprește live-ul pe Facebook. Dacă dăm doar pe Facebook, nu ne mai vedem noi. Deci varianta ar fi ori să fim pe ambele și doar să vorbim, fără să vadă prezentarea fetelor, ori rămânem în Zoom cu 100 de oameni. Și să nu ne mai vedem noi, dar nu putem gen să-ți vadă doar prezentarea? Dacă nu ne vedem, nici nu ne auzim. Câte persoane sunt pe. 100 avem aici, Doamne! Câte persoane sunt pe. 100 și ceva, erau și pe grup. Bun, rămânem aici. Asta e, fetelor, sunteți norocoase, ați fost primele, ați intrat și. Bun, o să vedem. Hai să rămânem cei 100 de aici. Prima dată. O să rugăm pe cineva din echipa noastră să le anunțe pe fete și atunci o să vedem cum procedăm. Și pentru fetele care s-au înscris și și-au dorit să afle, le trimitem probabil o înregistrare. Dar, din fericire, doar voi veți beneficia de cadoul pe care noi l-am pregătit la final. Așa că, fetelor, fiți focus aici, atente cu pic și foaie, energie bună și hai să trecem mai departe. Mă, dacă poți, te rog să vă schimbi slide-ul. Bun. Din nou respirăm, ne aducem aminte, căutăm soluții. N-avem ce face, fetelor. Viața tot timpul, să știți că lucrurile nu o să meargă tot timpul perfect în viață, dar trebuie să găsim cea mai bună soluție în momentul de față. Bun. Aici un alt mesaj de la o altă cursantă, un feedback de la mine pe luna ianuarie a fost la fel de plină, la fel ca și luna decembrie. Au revenit toate fetele plus bonus două fete noi și vreau să vă întreb câte dintre voi ați avut la fel de multe cliente în luna ianuarie cât ați avut și în decembrie. Însă, noi acum să ne focusăm să umplem luna decembrie, dar să știți că este posibil. De ce? Că am observat la foarte multe fete că apare gândul, da, dar merge bine doar vara când lumea merge în concedii și în decembrie când na, este Crăciunul. Nu, fetelor, atâta timp când noi ne facem treaba, devenim vizibile și lumea ne știe că ne facem bine ceea ce facem, trebuie să aveți full în fiecare lună. Deci, la voi, ca în decembrie, trebuie să fie tot timpul. Extra, poate în decembrie veți avea o listă de așteptare și veți refuza cliente, da? Dar în decembrie, ianuarie, februarie trebuie să fie la fel de plină. Pentru că vreau să vă gândiți, de exemplu, eu și Mântă facem asta întotdeauna. Noi nu am avut alte joburi, noi nu am făcut altceva. Adică, viața noastră a fost în jurul acestei meserii și gândiți-vă cum am fi făcut noi dacă, ok, o lună merge bine, o lună nu merge bine, nu. Deci se poate să aveți constanță și să. Plus că am auzit, da, dar nu mă pot baza. Da, fetelor, nu aveți un salar fix, dar puteți să aveți de 5 ori un salar aici și să-l aveți același în fiecare lună. Într-adevăr, hai să spunem că facem undeva la 4.000 de lei. Nu puteți să faceți, adică nu este ok să faceți în luna decembrie 8.000 de lei și în luna ianuarie să faceți 2.000 de lei. Da? Este ceva, trebuie să ne gândim, ok, ce nu fac bine de nu revine? Hai să vedem ce pot îmbunătăți. Da, într-adevăr, nu o să aveți 8.000 fix în fiecare lună, dar poate veți avea 9.000 sau 7.000, da? Diferențe de 10%, dar nu mai mult. Pentru că știu că lipsa constanței clientelor panichează tehnicianul și se gândește, băi, eu nu mă pot baza pe asta. Uite, săptămâna viitoare am 3 programări, luna viitoare n-am niciuna, da? Și apare
incertitudinea, că nu am pe ce să mă bazez. Dar dacă facem lucrurile ca la carte, credeți-mă că aveți pe ce să vă bazați. Schimbă, te rog. Mă dă, te mai las și pe tine să vorbești. Bun, hai să vedem pentru cine e acest webinar și cine mai rămâne cu noi. Poate că nu vi se potrivește și mai facem loc altor persoane. Acest webinar este pentru tine dacă vrei să atragi cliente noi, dacă vrei să devii vizibile să crească cererea, dacă vrei să te diferențiezi de concurență, pentru că știm foarte bine că e o lume plină de leșarți și e foarte important să ieșim cu ceva în față. Dacă vrei să creșteți prețurile și din ce în ce mai să avansați din ce în ce mai mult și din punct de vedere financiar, dacă vreți ca, virgulă, clientele voastre să se programeze de pe o lună pe alta, pentru că asta e foarte important, voi veți avea o constanță în ceea ce privește cât aveți de lucru. Practic, veți avea mai multe cliente în luna decembrie. Dacă rămâneți la acest webinar, noi ne vom focusa pe această temă, pentru că asta am și promis și aici o să ne concentrăm cel mai mult. Aici o mică paranteză. Cine iese din Zoom nu va mai putea intra. Așa că dacă considerați că vă ajută webinarul și vreți să stați până la capăt, dacă veți ieși, nu o să vă mai putem da accept, pentru că Zoom-ul instant cum iese nu îmi bagă pe altcineva. Deci, fetelor, sunteți captive aici, cine vrea să rămână până la final. Bun. Clienta te alege pentru și țineți foarte bine minte acest lucru, calitate, da? Calitatea pe care o oferim prin serviciile noastre, profesionalismul și cum se simte un client în cabinetul tău. Așa pe scurt o să vă spun câte o idee la fiecare dintre ele. Calitate, fetelor, o să vorbim astăzi de promovare, dar înainte de toate, calitatea este cea mai importantă pentru că ea face clientul să revină. Și acum vreau să vă gândiți voi. Poate vedeți o reducere undeva, poate să deschiți un magazin nou, încercați, vă luați o pereche de ghete, să spun. Dar dacă ele nu sunt calitative, nu o să mai intrați în magazinul ăla, pentru că i-ați dat o șansă. Și atunci trebuie să ne focusăm pe calitatea lucrărilor noastre. Profesionalismul. Și aici vreau să vă gândiți la un medic. Da? Sunt medici care, adică voi când vă duceți la medic și vă spuneți că vă doare ceva, el nu zice, gata, îți prescriu o rețetă, ia medicamentele astea și aia e. Vă întreabă ce vă doare, cum vă simțiți, vorbește pe limba voastră de când te doare. Și atunci tu ca și pacient te simți înțeles. Așa și clientele noastre. Auziți de multe ori, întrebați poate ce vrei să-ți fac. Credeți că clienta aia știe ce vrea să-i se facă? Nu. Ea vine și se lasă pe mâna voastră, pentru că voi sunteți expertul. Și dacă voi nu știți ce îi se potrivește, nu știți să analizați clienta, nu știți ce formă să-i faceți, ea nu se simte în siguranță, ea nu simte că se poate baza 100% pe acel expert. Da? Și atunci, noi vrem să fim niște experți și cum suntem? Prin învățare, prin cunoștințe. Pentru că poate ați mai auzit replica asta. Cunoștințele egal cu putere. Da? Și asta pe voi, faptul că sunteți foarte sigure pe ceea ce știți să faceți, asta vă dă încredere în voi. Dacă voi aveți încredere în voi și în ceea ce faceți, vor avea și clientele voastre. Și atunci nu o să mai aveți clienți care o să zică, vreau 2 idei, dar să fie dese. Vreau să-mi faci lifting, dar ea nu știe ce e lifting sau, eu mai știu, vrea păpușă, dar ea are ochii bulbucați. Ea nu știe că nu îi se potrivește. Dar dacă voi sunteți cu adevărat experți și ea are această imagine despre voi, se va simți în siguranță să se lase 100% pe mâna voastră. Și atunci, în momentul când clientul se lasă pe mâna expertului, lucrurile n-au cum să nu iasă bine. Și cum se simte în cabinetul vostru, să știți că este foarte importantă emoția pe care noi o generăm, da? Aici vă recomand să nu, hai, intră, ce vrei să-ți fac, un 2D, bun, clasic, păpușă, următoarea, 200 de lei, ne vedem luna viitoare, da? Și aici noi am făcut un masterclass întreg despre cum generăm emoții și facem clientul să revină, dar nu astăzi. O să discutăm probabil și într-un alt masterclass și despre partea asta.
Bun, azi ne vom concentra, de fapt, pe un întreg capitol din programul nostru. Adică noi azi vom puncta alături de voi câteva detalii foarte importante despre a doua treaptă în creșterea noastră ca leși artiști. Adică, în prima fază este clar că e vorba de o tehnică bună și noi trebuie să lucrăm la asta absolut toată cariera noastră, chiar și după 6 ani, că am văzut că avem fete care aplică de 6 ani, chiar și după un an, nu contează câtă experiență aveți. E foarte important să perfecționăm tehnica. Să avem o rezistență bună și setul să arate bine pentru că nu-mi piu clientei, asta înseamnă calitate. Mă țin genele, arăt bine cu ele, atunci o văd aici pe Simona, eu la Simona o să mă duc în continuare. Dar, ca aceste fete să ajungă la noi și să ne vadă tehnica, să vadă dacă li se potrivește și dacă le place, noi trebuie să ne promovăm ca un expert. Pentru că, fetelor, trăim vremuri în care internetul ne ajută mai mult decât ne încurcă din punctul meu de vedere și avem oportunitatea de a atrage clienți atât de ușor acum. Nu mai mergem din, nu știu, din birt în birt să dăm niște cărți de vizită prin vecini. Acum, pur și simplu, oamenii sunt la un clic distanță față de noi, iar noi trebuie să facem o serie de lucruri atât de simple și totuși nu le facem ca să reușim să creăm o relație de încredere cu clientele. Așa că azi ne vom concentra pe promovează-te ca un expert. Pam, pam! Cum atragem cliente? Știu că cel mai des apare această întrebare, dacă nu o spuneți, o gândiți. Cum să am mai multe cliente? Ce s-a întâmplat? Gata, ai dat mare. Bun. Doar că să știi că acoperă scrisul și nu văd ce... Ba, gata, acum merge. Bun. Îmi poți să dai în mare din nou? Bun. Cum atragem clientele, fetelor? Prin promovare. Poate multe dintre voi vă gândiți, da, cea mai bună promovare e din gură în gură, prin recomandări. Da, este. Cel puțin pe vremea noastră, nu credeam că o să zic asta la 29 de ani, dar pe vremea mea, fetelor, da, promovarea din gură în gură mergea foarte bine. Dar eu când am început, gândește că erau doar doi tehnicieni. Eu și încă o tipă. Și atunci, da, era foarte simplu să-ți faci recomandare din gură în gură, să-ți faci cliente din recomandări și cine știa de online? Nici nu știu dacă aveam Instagram pe vremea aia. Sau poate numai ce-l făcusem, dar nici nu știam să fac postări. Într-adevăr, a fost o pornire, dar la un număr foarte mic de cliente. Pentru că astăzi vreau să știți, fetelor, că trăim în era online-ului și nu avem nicio șansă fără el. Adică dacă voi vreți să aveți cliente și vreți să aveți constanță, oricât de bine lucrați, nu se poate să avem lista plină de programări fără promovare. Dar și promovarea asta cum o facem? Doar punem acolo o postare cu o poză cu niște gene 2D, extinse gene 2D? Nu este suficient. Dacă nu facem promovare, clienta nu are de unde să afle de tine. Am făcut un curs de bază și acum aștept să vină cliente. Nu o să vină nimeni la ușă să spună, hei, Corina, am auzit că faci extensii de gene, îmi faci și mie? Nu o să se întâmple asta. Și vreau, adică aș vrea să vă spun, dacă noi evităm și amânăm să ne facem promovarea asta corect, cum ca la carte, vor veni alte fete care au terminat cursul de bază ieri, alaltăieri, acum o săptămână. Sunt conștiente de asta, se adaptează vremurilor în care trăim și vă vor lua înainte. Și atunci haideți să nu mai pierdem timpul, să facem lucrurile cum trebuie și să ne promovăm cum trebuie. Dacă te promovezi, ea îți va da o șansă. Însă, dacă nu ai reușit să o cocerești, merge în altă parte. Promovarea te ajută să atragi primii clienți. Însă, ca acei clienți să rămână, este necesar să-i dăm pe spate cu serviciile noastre. Da? Să nu-și dorească să încerce altundeva, să meargă în altă parte. Dar haideți să vedem cum ajungem la primii clienți. Sau cum ne dublăm numărul de clienți. Bun. Cum creștem numărul de programări prin TikTok? Aici vreau să vă spun așa pe scurt.
Povestea mea legată de TikTok. Mi se părea, probabil că sunt curioasă, chiar sunt curioasă dacă multora dintre voi li se părea că TikTok-ul e o prostie. Pentru că în mintea mea și Andrei asta era și noi am întârziat foarte mult să apărăm pe TikTok. Pe TikTok doar prostii, adică ce să cauți acolo? Și acum TikTok-ul a devenit o platformă în care se promovează cel mai bine toate business-urile. El a devenit cunoscut prin prostii, dar acum ne ajută foarte mult să creștem pe plan profesional. Așa că cine nu are TikTok încă, vă rog să faceți chiar în această seară, nu mâine, pentru că de mâine trebuie să postați ceea ce vă dăm noi. Pe TikTok poți să crești foarte ușor. Nu este nevoie să ai mii de urmăritori, mii de prieteni, cum este pe Instagram și pe Facebook. TikTok-ul te scoate în față, dacă ai un video bun, poți să ajungi la milioane de oameni. Ceea ce e foarte, foarte interesant și de mare ajutor pentru noi. Așa că primul tips pe care pot să vi-l dau și cum i-am crescut eu TikTok-ul, adică de la 0 la câteva mii deja, în o lună, două, am postat câte 3 clipuri video pe săptămână la început. Și mai fac și asta acum pentru că nu reușesc să fiu foarte constantă. Dar în momentul în care postez 2-3 clipuri pe zi, TikTok-ul meu crește, bubuie. Deci e un tips foarte bun. Deci, postați timp de 3 săptămâni începând de mâine sau de azi, dacă nu aveți somn după webinar, câte 3 clipuri pe zi. Dacă vă apare în mintea ce naiba să postez în 3 clipuri, o să vă dăm câteva hook-uri, câteva tipsuri super faine pe care vă garantăm și chiar așteptăm mesaje de la voi. Dacă le puneți în practică, veți atrage foarte multe vizualizări și chiar urmăritori pe paginile voastre. Pregătite? Pa, pa! Hucurile. Dar haideți să vedem ce sunt hucurile, fetelor. Sunt, ați văzut când vă uitați la un video pe TikTok, aveți 3 secunde la dispoziție să atrageți atenția urmăritorului, cel care vizionează videoul. Dacă în cele 3 secunde noi nu i-am captat atenția, va da mai departe, oricât de interesant este videoul apoi. Așa că să știți că sunt videouri care chiar sunt banale, dar dacă prima propoziție te prinde, stai și te uiți la el să vezi ce o fi până la final. De câte ori v-ați trezit că v-ați uitat pe TikTok la o prostie de video, dar v-a prins cele 3 secunde și a stat și v-ați uitat acolo un minut până s-a terminat și după aia, când s-a terminat, v-ați dat seama că a fost o nebunie. Dar aici, haideți să facem asta, dar într-un mod profesional. Să ținem cont de aceste titluri, aceste 3 secunde care sunt super importante, dar și după aia să oferim conținut valoros. Bun. Aici sunt câteva titluri pe care voi le puteți folosi ca să atrageți atenția pe TikTok. Noi vă dăm 10 titluri atractive, se numesc hook-uri, și voi puteți continua cu o idee de postare. Și unul ar fi, sigur nu știai asta. Și aici putem să spunem, sigur nu știai că extensiile de gene vor scurta câteva ore pe lună din viața ta, încât nu mai este necesar să te machiezi, da? Și vei arăta mereu bine fără machiaj. Hai să mai luăm un exemplu. Să nu-i spui asta niciodată tehnicianului tău. Și de aici aș continua cu, știi că cea mai grea întrebare pe care o poate pune clientul pentru tehnicianul său este: cât timp mai ai? Și de aici puteți explica un pic procesul. În momentul în care tu îți întrebi tehnicianul cât timp mai are, lui îi tremură mâinile, își dă seama că el mai are de lucru și tu nu mai ai răbdare și el nu-și mai face treaba cum trebuie. Asta ar fi un alt exemplu foarte bun și mai și educăm clientele. Nu o să ne mai întrebe într-una, da, mai ai, da, cât mai ai, dar cât mai durează. Sau, șoc, extensiile de gene afectează geana naturală. Șocant, pentru că dacă eu port extensii, sunt ai de capul meu și eu am gene de 3 ani. Mă uit la video tău, sunt curioasă. Și atunci voi spuneți, știi că extensiile de gene chiar pot să-ți afecteze genele naturale? Poți să rămâi fără gene. Fii atentă cum. Dacă sunt aplicate pe mai multe fire, dacă sunt lipituri între extensii, dacă nu sunt aplicate corect și toate motivele pentru care chiar poți rămâne fără gene dacă tehnicianul nu este priceput. Cum este pentru voi? Sunt curioasă să scrieți pe cea dacă vi se pare interesant și dacă voi v-ați uitat la videouri care încep cu aceste 10 începuturi. Hai să vedem. Sper că nu doarme nimeni. Mulțumesc.
Așa că, fetelor, aveți 10 idei de începuturi de video pe TikTok care atrag atenția. Așa că, de mâine, puneți în practică și începeți să vă creșteți TikTok-ul. Bun, interesant! Mulțumim cu mare drag, mă bucur! Abia aștept să le puneți în practică. Hai să mergem mai departe. Studiile arată că în medie utilizatorii la nivel global petrec de obicei aproximativ 11 ore pe rețelele de socializare în fiecare lună. Și aș vrea să vă uitați acum pe telefonul vostru și să vedeți câte ore petreceți voi pe rețelele de socializare. Nu sunt 11 ore pe lună, sunt convins că aveți cel puțin 3-4 ore pe zi. De ce întreb asta? De ce spun asta? Pentru că în ultima vreme am întrebat destul de multe persoane. Ia uite-te cât petrești tu pe rețele de socializare. 6, 8, 3, 5. Dar nimeni nu mi-a zis o oră. Da? Bine, studiile arată că 11 ori pe lună. Dar noi cu siguranță petrecem mai mult de 3-4 ore. Și gândiți-vă ce ar însemna asta pentru voi. Ca să apăreți atât de des în fața potențialelor cliente. Gândiți-vă cât de valoros este. Și vreau să vă gândiți de câte ori ați luat o decizie să poate să vă faceți un serviciu sau să faceți ceva, să cumpărați ceva, doar că v-a apărut foarte des în reclame, pe Facebook, pe story. Poate nu v-ați gândit niciodată să vă cumpărați eu știu ce geantă, dar ați văzut-o atât de des și toată lumea vorbea despre ea și atât au apărut în reclame, încât ați făcut un sacrificiu și ați cumpărat-o chiar dacă nu v-a trebuit. Corect? De ce? Că ați văzut foarte des. Și ce se întâmplă cu rețelele de socializare? La un moment dat avem impresia că vrem și noi. Chiar dacă nu vrem, la început. Și vă spun asta din propria experiență, pentru că eu când am început să aplic extensii de gene, cred că trei femei în tot orașul și aplicau extensii de gene și asta la tehnician în cealaltă sau în alt oraș, mai mare de lângă. În momentul când eu am început să aplic extensii de gene, Doamne, nu o să meargă. Cine își pune aici extensii? Cine dă bani pe așa ceva? Da? Dacă m-aș fi luat după nume, da, într-adevăr, sunt trei fete în tot oraș care își pun extensii de gene, dar ei bine, am vrut să văd ca pe o oportunitate. Iar eu, prin partea de promovare, am reușit să deschid apetitul femeilor care nu s-au gândit niciodată să-și aplice extensii de gene. De ce? Pentru că au văzut transformarea și au zis, vreau și eu. Gândești că mi-au venit fete de la 17 ani, 18 ani, până la 75. Și eu am fost șocată. Gândiți-vă că bunica mea are 75 de ani. Adică mi se pare imposibil să-i pun gene bunicii mele, da? Bine, doamna era foarte cochetă și a zis, bă, atâta am văzut că postezi și atâta transformări și atâtea fete. Am zis, bă, eu nu pot să trec prin viața asta să nu încerc și așa ceva. Și mi-a rămas clientă fidelă, da? Deci, nu trebuie să își pună tot timpul extens sau să fie avut înainte, ci pur și simplu voi prin promovare trebuie să deschideți apetitul lor de a-și dori și ele un set de gene aplicat de voi. Și acum, fetelor, întrebarea mea pentru voi este: voi știți că se fac real foarte mulți bani din gene? Pentru că eu cred că lucrul ăsta nu mai este un secret și eu am prieteni, cunoștințe care îmi spun că s-ar apuca și ei când fac așa niște calcule, cam câte cliente are o fată pe zi, cât costă un set de gene și cam câți bani poate să facă ea pe lună. Este o meserie bănoasă. Dar noi să ajungem să facem real bani din asta, într-adevăr, avem câteva trepte de urcat, cum v-am arătat și la început. Dar e foarte important, pe lângă tehnică, efecte speciale, o să discutăm un pic mai pe larg despre asta, e foarte important să înțelegeți că e obligatoriu să ieșiți în față și să fiți în atenția potențialilor cliente. Prin tot ce veți învăța azi, cam asta se va întâmpla dacă puneți în practică. Așa că voi va trebui să vă gândiți, oare eu cât bani vreau să fac din gene și real să vă gândiți la asta și să vă scrieți ca un obiectiv, pentru că partea financiară e super importantă și să știți ce puteți face pentru a ajunge la obiectivul vostru financiar, pentru că e direct proporțional cu implicarea voastră în ceea ce faceți. Bun, nu știu câte dintre voi ați auzit de metoda AIDA. Să știți că este una dintre cele mai eficiente metode de marketing
Și dacă ați făcut vreun curs de marketing până acum, cu siguranță ați auzit de el, pentru că este una dintre cele mai bune metode, una dintre cele mai bune metode și mai eficiente. Și este alcătuită din patru fraze prin care toți oamenii, în general, trec pentru a decide dacă cumpără ceva sau nu. Și hai să vedem ce înseamnă cele patru fraze, prin ce trece un potențial client. Madame, poți să schimbi, te rog? Atenție! În momentul când voi faceți niște postări, trebuie să treceți prin aceste etape, aceste patru faze. Atenția! Conținutul tău trebuie să fie activ, atractiv pentru urmăritori ca să devină cumpărători. Sublinează o problemă pe care tu o poți rezolva prin aplicarea extensiilor de gene. Și aici vă dau un exemplu. Te uiți, te trezești dimineața și îți dai seama că anii au trecut, ploapa s-a lăsat, dar ți-e frică să faci operație și mai costă și o grămadă de bani. Cum ar fi? Aici am subliniat problema, da? Pentru că aș vrea să vă spun un lucru. Femeile care își permit acest serviciu în mod constant sunt femei 35 plus, 45 plus, care au bani. Și ele tot timpul au de rezolvat o situație. Nu tinde să aveți cliente de 20 de ani, pentru că ele nici nu prea pot întreține acest serviciu lunar și ele n-au nevoie, pentru că ele arată perfect la vârsta lor. Noi trebuie să tindem spre femei de vârsta a doua. Interes. Este important să reușești să te conectezi cu unele sentimente sau emoții ale publicului tău în timp ce prezinți beneficiile serviciului tău. Da? După ce am subliniat problema, da, cu pleapă căzută, îți dai seama că au trecut ani, începem să rezonăm, să ne conectăm. Nu e singura care trece asta. Dacă și voi sunteți de o vârstă apropiată, și eu am trecut asta. Și eu am trecut prin asta. Am multe cliente care au simțit asta. Dar extensiile de gene pur și simplu le-au scăpat de acest aspect care ineficient, să spun așa. Da? Și nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată, dar am extrem de multe cliente care s-au gândit, hai totuși să fac o pauză. Ele după 7 ani de purtat gene s-au gândit să facă pauză. Și când și-au dat seama cum arată fără gene, au zis, eu nu mă recunosc, eu parcă m-am născut cu gene. M-am răzgândit, fă-mi programare din nou. Da? Pentru că chiar există o transformare și dacă v-ați aplicat extensii de gene, vă simțiți mai frumoase, suntem mai frumoase, avem mai multă încredere în noi. Gândiți-vă câte beneficii oferă extensiile de gene. Ele nu sunt doar niște fire pe care noi le aplicăm. Pur și simplu ne simțim diferit în pielea noastră. Pur și simplu eu, când i-am aplicat extensii de gene prima oară mamei mele, are 52 de ani și o vedeam prin casă și se uita așa în oglindă. Vai, dacă sunt de frumoșele. Eu n-am crezut că sunt așa de frumoasă. Și clipea așa ea, modest în oglindă. Da? Am văzut cât de bine și confortabil se simte în pielea ei cu o simplă aplicare de extensii de gene. Bun. Dorința. Aici este dorința de a avea ceva. Nu înseamnă că ești hotărât să-l obții. De aceea este important să incluzi și stimul pentru a trezi cu adevărat intenția de a face o programare în acest caz, care ar putea fi reduceri, cadouri, bonusuri de ultim moment. De multe ori poate puneți o poză cu before and after. Și zice, mamă, ce transformare, aș vrea și eu parcă. Da? Dar nu-l cumpăr, că nu dau 250 de lei pe niște gene. E ca atunci, noi, mamă, ce mi-aș dori și eu o geantă de la Chanel, da? Păi, sincer, nu-mi doresc. Nu. Adică toate ne dorim geantă Chanel sau Versace, dar, sincer, nu știu cine o cumpără de aici. Eu una nu. Dar nu-mi doresc. Dar ce putem face noi? Să trezim interes pentru serviciul nostru și să-i dăm așa. Uite, ce transformare! Dacă te programezi în data de 20, 30 noiembrie sau 1, hai să ne concentrăm pe decembrie, dacă te programezi între 1 și 15 decembrie, tu vei beneficia de o reducere de 15%.
Sau 10% dacă vei veni cu prietena ta. Și atunci avem două cliente noi, 10% una, 10% cealaltă. Și zice, este și Crăciunul, merit să-mi fac un cadou. Și nu doar se gândește ce mi-ar plăcea să am și o gene, ia decizia să se programeze. Dar este foarte important să fie un ultimatum. Adică, nu spunem, îți dau reducere 20%, dar te programezi tu când vrei. Ați văzut de Black Friday cum toată lumea se înghesuie să cumpere pentru că ține doar 2-3 zile. Dacă ar fi o lună, n-ar mai cumpăra nimeni. Dar atunci ne îngrăbănim toți, pentru că există un termen limită. Și câteodată ne mai panicăm și că am pierdut reducerea și n-am mai reușit să cumpărăm, da? Și acțiunea îndeamnă clienta să scrie un mesaj pentru mai multe detalii sau programarea. Nu este suficient doar să arătăm beneficiile, că trătim interes, trebuie să... Ce trebuie să facă după aia? Ok, dă-mi un mesaj pentru o programare. Lasă-mi o cerere la numărul de telefon și vă puneți numărul acolo, da? Bun. Bun. Generează comentarii pentru că interacțiunea la postări crește vizibilitatea. Nu știu câte dintre voi știați, dar e foarte important ca în primele 10 minute din momentul în care voi ați postat o poză sau un reels cu există gene să aveți interacțiune la postare. Și cum facem lucrul ăsta? Exact cum am discutat un pic mai devreme, cum spunea și Andreea, cerem oamenilor să interacționeze printr-un comentariu. Asta este cea mai folosită metodă de marketing prin care putem interacționa cu potențialii noștri clienți. Și cum putem face asta? La sfârșitul postării, îndemnăm la un comentariu, de exemplu. Avem un colaj cu două efecte diferite, două forme diferite și scriem, lasă un comentariu cu efectul tău preferat, unul sau doi. Sau, ai avut vreodată probleme cu rezistența extensiilor de gene? Dacă da, lasă un comentariu cu da, iar eu voi reveni către tine cu top 5 situații în care extensiile de gene nu rezistă. Te-ai întrebat vreodată ce formă ți se potrivește cu adevărat? Lasă un comentariu cu vrea, iar eu te voi contacta în privat și vom alege forma potrivită ochiului tău. Aveți aici trei exemple ca să vă dați seama cam cum ar trebui să gândiți genul ăsta de postări, pentru că femeile chiar interacționează. E interesant să stai cu părerea, mai ales dacă ai avut gene și poate nu te-au ținut odată de două ori, chiar ești curioasă să afli și atunci ce se întâmplă fetelor? Noi, ca și tehnicieni, intrăm în conversație cu potențialele cliente. Deja avem o primă interacțiune cu ele și se creează deja o legătură. S-ar putea să rezonați foarte bine cu ele și ele cu voi și atunci cu siguranță vor alege să meargă la voi. E foarte important să testați aceste tipuri de postări și să vedem cam câte lume interacționează. Dar, ca să facem genul ăsta de postări cu interacțiune prin comentariu, trebuie să facem lucrurile de dinainte, că de asta v-am spus ca o legătură, să ne creștem comunitatea. Că dacă eu pun o postare cu două efecte și mă urmărește mama, tata, bunica și mătușa, o să zic că ia uite și pe mă de iar cu genele ei, ce naiba de efecte zice el aici, nu înțeleg nimic. Și nu o să am niciun comentariu, probabil. Așa că trebuie să ne creștem comunitatea, să atragem femei interesate de acest serviciu pe paginile noastre, după care veți vedea că interacțiunea va apărea. Să vedem niște exemple de postări. Și aici o să te las pe tine, Mădă, pentru că știu că îți place partea asta. Bun. Foarte important, fetelor, pentru că vă spuneam că discutăm în mare parte de luna decembrie, dacă veți lua lucrurile pe rând și le veți pune în practică, așa cum vi le-am prezentat, veți vedea rezultate. Mi-aș dori foarte mult că tot ați prins loc în webinar, toate fetele de aici să o puneți în practică și să ne etichetați, de ce nu, în story-uri, în postări în care puneți în practică tipsuri din acest webinar. Mi-ar plăcea tare mult. Bun. Dacă nu ai cliente, fă o promoție. Aici la ce mă refer. Sunt fete, am văzut mai începătoare. 3 luni experiență, 3 săptămâni, 6 luni, adică nu aveți foarte multe cliente. Chiar dacă e decembrie, poate că în loc de 3-4 pe lună aveți 8, pentru că și noi am trecut pe acolo și cam așa e mersul la început. Atunci, voi, pentru a atrage cliente, merită să faceți reduceri. La ce mă refer? E de preferat când nu ai cliente să lucrezi poate mai ieftin, dar tu să-ți formezi mâna, să pui tehnica în practică, să ai practic modele cu bani mai puțini. Și atunci, ce putem să facem? Un model de postare care funcționează. Dacă te programezi între data de 1 și 10 decembrie pentru aplicare de extensii de gene, ai 20% reducere la setul aplicat. Sună destul de tentant pentru o femeie, vede reducere, decembrie, vreau gene, super, mă programez.
Sau. Aici, ideea asta de postare merge foarte bine, pentru că decembrie este luna cadourilor. Și atunci, ar fi foarte fain dacă ați posta să vedeți ce frumos se interacționează, pentru că e testată și de noi și de fetele noastre. Te-ai săturat să-ți bați capul cu un cadou? Ce cadou? Capul cu ce cadou să iei femeilor importante din viața ta? Vin în ajutorul tău cu o super idee. Orice femeie iubește să se simtă frumoasă, iar aplicarea extensiilor de gen este cel mai căutat serviciu din domeniul beauty în luna decembrie. Și real, chiar așa este. Oferim un voucher cadou, iar ea va beneficia de cel mai răvnit serviciu din domeniul beauty. Lasă-mi un comentariu cu cadou, iar eu voi reveni către tine cu toate detaliile. Aici ce se întâmplă? Odată obținem interacțiune la postare, da? Stârnim curiozitatea și dacă cumva vede chiar un bărbat această postare, zice, foai, ce bine că m-am scăpat, că nu știam ce să-i mai iau la soția mea după 30 de ani de căsnicie, îi pun niște gene, ca să fie, să-i schimb lucrul. Bun. La fel, pentru fetele care nu au programul full, pentru că mă gândesc că suntem aici să avem programul full, deci nu aveți deja plină luna decembrie, genul ăsta de postare merge foarte bine când vreți să atrageți mai multe cliente odată. Adică, vreau să-i fac un cadou prietenei tale. Mă ajuți? Deja mi se pare interesant. Adică, dacă aș vedea un video de genul ăsta, eu chiar m-aș uita până la final. Și chiar v-aș îndruma, dacă sunteți ok cu asta, să faceți un video. Merge mult mai bine decât o postare scrisă. E ok și scris, dar video va rupe. La orice programare făcută în luna decembrie pentru aplicarea extensiilor de gene, vei primi cadou de la mine 15% reducere la orice set aplicat. Însă dacă vin soțită cu o prietenă, veți primi amândouă reducere de 25% pentru fiecare set în parte. Lasă un comentariu cu Crăciun și eu voi reveni cu un mesaj către tine. Sunt curioasă dacă pentru voi nu sună tentant. Atunci fetele sunt motivate să nu vină singure. Uite, fate, ce am găsit, avem și reducere, hai să mergem la gene, oricum nu o să mai prindem loc în altă parte. Sunt fete care nu prind loc la tehnicienii lor, pentru că nu-și fac programul din timp și atunci, fetelor, e momentul ca voi să ieșiți în față. Voi, dacă din data de 12 noiembrie, ca suntem în 11, începeți să postați în fiecare zi. Aici aveți extrem de multe tipsuri pe care puteți să le puneți în practică până în ziua de Crăciun, inclusiv. Dacă le luați pe rând și le puneți în practică, voi veți deveni vizibile, pentru că cu 3 videouri pe zi pe TikTok, timp de 3 săptămâni, deja veți avea vizibilitate. Și o văd aici pe Simona cu cameră și mă bucur că o văd așa și e super interesată și atentă. Simona, dacă tu vei posta în fiecare zi pe TikTok, eu, de exemplu, o să-ți tot văd fața, da? Văd ce faci, văd că aplici extensii. Dacă mai vii și cu o promoție de genul ăsta, dacă mai vii și cu o informație care mi se pare mie interesantă și mă ajută, e foarte posibil să mă programez la tine. Bun. Hai să vedem. Aici, fetelor, sunt curioasă la care tehnician de gene v-ați duce, pe care l-ați alege, să vă aplicați extensiile de gene. Cel din stânga sau cel din dreapta? Pe ceat. Hai să văd unde ceat. Dreapta, dreapta, dreapta. Bun, eram sigură. Să știți că este vorba de același tehnician, cu diferență de doar 2 luni. În stânga aplica în momentul când a pus în aplicare metoda noastră de a intra în programul nostru de mentorat. Lucra bine, da? Pentru că lucrarea este frumoasă. Însă, nu a captat atenția, da? Iar tot același tehnician, da? O lună, 2 luni mai târziu, când a învățat să facă poze, a fost consecvent, a fost activă, a avut mai multe cliente la un preț dublu. Este foarte important atunci, în momentul când noi apărăm în online, crește cererea, în momentul când crește cererea, putem crește calitatea, putem crește prețul serviciului. În momentul când voi vedeți poza din dreapta, voi deja vă așteptați că nu este ieftin. Deja știți că tehnicianul știe ce face, cu siguranță are experiență. Cu siguranță mă duc, dacă mă las pe mâinile lui, cu siguranță va ști ce să facă. Da? Îi dăm încredere.
Cel din dreapta, hai că nu-i rău, hai să văd și eu cum e, dar nu am așteptări foarte mari. Este foarte important imaginea pe care noi o creăm prin postările noastre. Și aici chiar am feedback la cald. Ce s-a întâmplat după ce Ana a început să facă poze de genul ăsta? Foarte important de înțeles și de punctat, nu se umblă la extensiile de gene, da, nu punem gene în aplicații, însă o poză interesantă poate capta foarte, foarte multă atenție. Genul ăsta de poză. Da? Cum se posta înainte? Un before and after, cum s-a postat după 3 luni de program. E foarte important, pe lângă tehnică, pentru că e clar că aici și tehnica s-a schimbat foarte mult, este un efect special, e foarte important, fetelor, cum ne vindem serviciu. E ca și cum voi vindeți un parfum într-o sticlă de plastic, urâtă. Da? Nu se atinge nimeni de ea, nu atrage atenția, adică ați văzut, ne atrag atenția lucrurile frumos împachetate. Luxury, care arată bine. Prima oară acolo mergem și punem mâna. Știți când intrăm în magazin și vedem noi materialul ăla frumos și ne ducem prima oară și atingem haina, că eu așa fac la toate hainele, parcă le probez când le ating. Trebuie să le ating, pentru că mi se pare interesant. Culorile foarte stridente ne atrag atenția. Exact așa este și în partea de foto, video, atunci când vine vorba de serviciu pe care noi îl oferim. Trebuie să începeți să fiți atente la modul în care vă prezentați lucrările. Este un aspect foarte important pentru că atrage atenția. La genul ăsta de postări, când fetele aveau genul ăsta de postări, aveau minim 4, 5, 6 mesaje cu cât costă, aș vrea o programare, dar important este că era interacțiune. Femeile reveneau cu un mesaj sau aveau întrebări legate de setul respectiv. Și aș vrea să dai un pic, mă dă înapoi. În poza asta, să știți că Mădălina, domnița, avea doar 7 luni experiență. În prima poză avea 3 luni experiență de la cursul de bază, apoi a pus în aplicare metoda noastră, a intrat în programul de mentorat și avea 7 luni experiență în momentul când lucrurile ei arătau așa. Asta este ca o încurajare pentru fetele care nu au nici măcar un an de experiență și se gândesc, mamă, dar mie îmi trebuie 3 ani să ajung până acolo, cine știe dacă voi reuși. Nu, fetelor, puteți. Madalina a ajuns la niște rezultate atât de frumoase, cât și a lucrărilor, cât și financiare, cât alții poate n-au reușit nici după 5 ani. Nu anii vă fac mai bune, ci ceea ce știți să faceți, ceea ce investiți în voi, informațiile pe care le dețineți și lucrurile pe care știți să le oferiți. Și nu uitați, cu cât voi oferiți mai mult clientelor voastre, cu atât voi veți primi mai mult. Nu există tehnician care să investească în el, să ofere calitate, să ofere ceea ce clientul ei are nevoie, forma potrivită și să nu aibă cliente. Dacă nu știți asta deja, trebuie să învățați cum. Nu există, sunt prea mulți tehnicieni, nu există orașul de vină, pentru că Madalina este, de exemplu, într-un oraș din Germania în care nu cunoștea pe nimeni. Ea nici nu avea modele pe care să lucreze, aplica gene soțului ei, fetelor. Dar prin asta a demonstrat cât de mult își dorește. Și Madalina a ajuns la 7 luni experiență să câștige peste 2000 de euro într-un oraș în care nimeni nu știa și într-o țară străină. Deci se poate. Totul este să ne dorim și să fim dispuse să muncim pentru treaba asta. Aici avem un feedback că pe luna ianuarie a reușit să aibă la fel de multe fete ca în decembrie. Să știți că asta este mare lucru, dar cred că vom face un webinar și despre cum ne păstrăm clientele din decembrie. Dar ca să le avem, e important să puneți în practică ce facem azi aici. Bun. Dar înainte de asta, aș vrea să dai un pic la metoda de lucru, cei 7 pași pe care i-am discutat un pic mai devreme. Pentru că astea, promovarea pe voi vă va ajuta să vă lansați, să spun așa, să deveniți vizibili, să aveți mai mulți urmăritori. Pentru că, fetelor, dacă noi facem o postăm, chiar dacă postați zilnic pe Facebook, dar pe Facebook aveți 200 de urmăritori sau de prieteni și pe Instagram 300 de urmăritori,
Nu prea au de unde să ne vină clientele. De aceea, noi vi-am dat partea de TikTok pentru că este cea mai eficientă în momentul de față și voi de pe TikTok vă puteți crește pagina. Să aduceți acei urmăritori inclusiv pe paginile voastre. Pentru că pe Facebook, postările vi le văd doar prietenii voștri, ai 100, 200, 500 pe care îi aveți. Pe Instagram, din nou, doar prietenii, oamenii care vă urmăresc, doar dacă postați reels-uri, pot ajunge la mai multe persoane. Însă, pe TikTok, poate ajunge mult mai multă lume. Contează cele 3 secunde. Dacă ați văzut că sunt niște videouri care bubuie pur și simplu, da? Și videouri care abia urcă. Și aici aș vrea să vă spunem metoda noastră din Advanced Lash Expert, cum fetele astea, pe lângă partea de promovare, au reușit să ajungă la fetele astea. În primul rând, este foarte important să ne perfecționăm tehnica. Cum am spus, promovarea ne ajută să atragem primii clienți. În decembrie, da, putem să avem agenda plină de cliente, dar ce facem în ianuarie și februarie? Este super important ca noi, prin ceea ce facem în decembrie, prin calitatea lucrării, prin forme pe care facem, efectele speciale, să ne diferențiem de concurență, rezistența, timpul de lucru, da? Adică să nu stăm mai mult de 2 ore, 2 ore jumate. Asta va determina clientul să revină și să-și dorească, pentru că sunt multe cliente care după o lună citeam comentariul Patricei în chat. În momentul când noi avem agenda plină de programări în luna decembrie, este foarte important ca ele să se întoarcă și pe ianuarie și februarie, că lunile nu sunt la fel de bune. Și ăsta este secretul aici. Voi gândiți-vă, dacă noi facem lucrurile cum trebuie pe decembrie, pentru că în decembrie sunt multe femei care, hai să fac și eu un efort, îmi pun extinse de gene care mi le pun în decembrie și gata. Dacă noi reușim să le impresionăm, pur și simplu să le dăm pe spate cu rezultatul final, credeți-mă că poate și le dau jos în ianuarie, că zic că prea multe cheltuieli, cadouri, am tăiat porcul și nu mai am bani de gene în ianuarie. Dar ea, în ianuarie, când se va vedea fără gene, bă, chiar e altceva. Și o să revină în februarie, 100%. După aia trecem la partea de promovare, ceea ce am discutat noi astăzi. Dacă voi veți pune în practică tot ce ați învățat astăzi, sunt convinsă că din 10 cliente veți avea 30. Din 30 veți avea 50. Da? Într-adevăr, nu o să ajungem de la 1 la 70. Este un pic cam greu, nu e imposibil, dar nu putem să garantăm asta, dar cu siguranță se poate mai dublu să facem treaba asta. Bine, dacă avem 5 cliente, cu siguranță o să avem mai mult de 10 cliente dacă facem lucrurile exact cum am discutat noi aici. Parte de fotografie, pentru că ați văzut că e foarte importantă, cum, de exemplu, Ana, doar printr-o simplă fotografie a făcut 5 programări noi pe luna decembrie, deci foarte important, și calitatea pe care fotografiilor și videourilor pe care noi le facem. Partea de efecte, pentru că este foarte important să nu facem același și același lucru, pentru că eu vă întreb pe voi, dacă vă puneți extensie de gene, vi-ați spune 5 ani același lucru, 2 de lungimea 11? Nu! Vreți să încercați ceva nou, pentru că deja vedem că se promovează wet look, eyeliner effect, suntem curioase, vrem și noi. Da? Și atunci, în momentul când spunem clientei nu știu, la o singură clientă am pierdut 10 cliente. Pentru că clienta aia nu poate să ne aducă 10 cliente noi. Și atunci, de fapt, noi pierdem 10 clienți în loc să câștigăm 10 clienți. Așa că feriți-vă să spuneți de nu știu și dacă nu știți ceva, învățați să o faceți. Și apoi, bineînțeles, partea de volum, pentru că se cere și volum. Exact, e foarte important, fetelor, să vă uitați efectiv azi unde sunteți ca și nivel de evoluție și ce ați putea îmbunătăți. Pentru că dacă voi nu conștientizați de ce aveți nevoie, e clar că nu știți să cereți ajutor. E aici, rapid vreau să trec prin ele, la perfecționează tehnica, e foarte important să vezi dacă îți rezistă extensiile de gene și dacă arată bine. Aici în spate știți voi ce, câte teoreme ale lui Pitagora ori 2 împărțite la 7 sunt, dar clientele nu știu.
Ele văd doar, îmi țin genele, îmi arată bine, cum v-am spus și mai devreme. Dacă ne promovăm ca experți, putem să mergem în față cu tehnica noastră corectă, chiar dacă încă nu știm să facem wet look, eyeliner, Kim Kardashian. Dar încrederea în voi crește dacă voi aveți rezistență și cât de cât aveți o direcție bună și o să vedeți că veți posta de drag. Pentru că eu știu că vreau să-mi atrag clienți pentru că lucrez bine. Totul se leagă. După care, pozele atractive. E clar că dacă voi ați început să aveți o direcție bună, să aveți rezistență bună și ați început să vă promovați și e momentul să faceți poze de portofoliu. Ați observat cât de mare impact au. Efectele speciale, volumele și tot ce înseamnă tehnici mai avansate vin la momentul potrivit. Dar, de exemplu, dacă voi aveți 3 luni experiență și nu prea aveți rezistență, nu prea știți să faceți o lucrare armonioasă, cu o direcție bună, atunci, cel mai probabil că nu aveți de ce să treceți la efecte speciale. Pentru că Kim Kardashian va fi în XYZ din cauza că nu avem direcție. Ce se întâmplă în programul nostru, de fapt, și de ce fetele evoluează? Pentru că le luăm pe rând. Dacă, uite, tot Simona Căpeia o am în față lângă Andreea, vine, mă, tă, eu vreau să învăț efecte speciale. Și eu încep cu Simona să vedem. Hai, Simona, să vedem. Cum stai cu rezistența? Cum stai cu formele? Cum stai cu toate produsele de pe piață? Cum stai cu adezivul? Te descurci, te ajută, te încurcă? Câte cliente ai? Ea o să-mi zică, păi nu prea, îmi trimit o poză și eu văd că ea nu prea are direcție, că nu face cuplarea cum trebuie. Ar fi o nebunie să o iau un program și să o duc direct în efecte speciale, pentru că doar ea își aduce frustrări și nemulțumire că nu-i va ieși. Și atunci ce se întâmplă, fetelor? Le luăm de la zero. Avem direcție bună, avem bun bifat, avem rezistență, avem. Știm să lucrăm cu produsele, avem produse potrivite pentru noi, avem. Știm să facem promovarea la nivel basic, știm și asta. Păi mergem mai departe. Perfect, putem să trecem în chestii mai avansate. Cunoști formele, știi să particularizezi, mergem în efecte speciale. Și atunci Simona e pregătită să învețe chestii mai avansate. Asta este de fapt cheia. Și de asta fetele evoluează atât de repede. Pentru că lucrurile sunt date pe rând. Eu recunosc, am evoluat în câțiva ani, iar fetele astea evoluează în 6 luni, asta voiam să zic de fapt, că eu am evoluat în câțiva ani, pentru că le-am luat așa, m-am dus. Ba la volum, ba la cursuri de 2-3D, ba nu înțelegeam ce îmi lipsește și de ce nu reușesc să am rezultatele dorite. Așa că ce vă îndrum să vă uitați un pic la situația voastră de azi și să vă gândiți real de ce am eu nevoie acum, ce nu-mi iese, ce nu funcționează. Pentru că nu am cliente, de fapt, în spate are multe provocări și multe lucruri care nu au fost puse la punct. Din punct de vedere tehnicii, din punct de vedere poate al promovării voastre, da, sunt mici chichițe pe care poate voi nu le-ați, cărora poate voi nu le-ați dat atenție și atunci e foarte important să mergeți acolo să rezolvați. Bun. Acestea fiind spuse, suntem curioase, după tot ce am prezentat noi, cine vrea să fie cu adevărat expert? Cine își asumă un drum atât de plin de informație și cine e pregătit să facă o schimbare în viața ei? Din punct de Și vedere. cine își asumă agenda plină de programări și cine își asumă că vrea cu adevărat lucrul ăsta. Hai să vedem. Vreau să scrieți, vreau pe chat cine își dorește real să facă un business din treaba asta, vrea să câștige bani doar din extensii de gene și nu, e doar o aplicare așa, duminică după amiaza. Ah, ce Bun. frumos. Toată lumea vrea. Perfect, mă gândeam că nu degeaba ați ținut locul, că mă supăram dacă ați ținut locul ocupat degeaba. Glumesc. Adevărul e că din 90 și... Adică ați rămas 100% toate. Vă felicităm pentru chestia asta. Și cu siguranță toate de aici puteți, toate meritați, dar într-adevăr ține de acțiunea noastră. Și deja ați făcut primul pas că sunteți în seara asta aici. Noi avem surpriza pe care noi am pregătit-o pentru voi. Este o întâlnire de consultanță. Sunt doar câteva locuri disponibile și o să o rog acum pe colega mea să pună linkul prin care voi vă puteți programa la această întâlnire. Exact. Eu o să vă explic un pic ce înseamnă această întâlnire de consultanță, că e important să înțelegeți. Veți avea o oră
cu un expert din echipa noastră, sunt eu, Andreea și Ionela. Povestea o veți cunoaște, este motivațională cu adevărat și are niște rezultate superbe în acest domeniu. Ce se întâmplă în acea oră? Este pur și simplu o oră în care noi vom discuta despre situația voastră actuală și despre cum merg lucrurile la voi în momentul de față. Vrem să vedem unde sunteți acum și ce aveți nevoie să învățați pentru a merge un pic mai departe. Aici clar ne referim la fetele care chiar vor să facă schimbări și să se implice în partea asta de evoluție a lor, pentru că, repet, e important să puneți în practică lucruri și în acest webinar credeți-mă că aveți atât de multă informație pe care dacă o veți pune în practică va aduce rezultate. Aș vrea să mă credeți pe cuvânt și să faceți asta. E foarte valoroasă. Din asta se putea face lejer un curs pe bani. Dar voi aveți gratuit și vă felicit că ați fost aici. Profitați de asta, fetele, și puneți-o în practică. În ședința de consultație vom discuta despre ce aveți acum nevoie, ce vă doriți în viitor legat de meseria asta și vom face un plan de acțiune împreună cu voi. Clar din perspectiva noastră ca și trainer, pentru că avem alte fete care ne-au trecut prin mână și deja cunoaștem care este tipologia și ce este de făcut pe anumite situații. Cu acest plan de acțiune voi puteți să faceți schimbări reale în ceea ce privește tehnica și viața voastră și bineînțeles că dacă voi și noi rezonăm atât de bine și vă doriți să faceți lucrul ăsta cu noi, adică să colaborăm și să lucrăm împreună pe acel plan de acțiune, noi vă vom prezenta cu mare drag și programul. E foarte important și pentru noi să vă cunoaște în cazul în care ne veți deveni cândva cursante, pentru că o să lucrăm cot la cot la dezvoltarea voastră și atunci e foarte important să ne cunoaștem, să vedem dacă rezonăm. Ideea e că soluțiile pe care le veți afla în acea oră cu noi vă vor ajuta indiferent de alegerea pe care voi o veți face. Adică este un fel de webinar personalizat pe fiecare în parte. Întâlnire unul la unul. Timpul e prețios și pentru noi, și pentru voi. Nu avem foarte multe locuri disponibile acum, așa că intrați pe link-uri, vreau să ne scrieți pe chat dacă funcționează. E foarte important să aflăm lucrul ăsta. Sunt trei link-uri de programare unde vă puteți programa. Este foarte, foarte important să scrieți numărul corect acolo, pentru că cineva din echipa noastră vă va suna să confirme întâlnirea pe care voi ați programat-o. Și dacă numărul nu este corect sau nu veți răspunde la telefon, întâlnirea va fi anulată. Așa. Sunt curioasă cine a reușit deja să se programeze. Haideți să verificăm și noi. Putem intra acum direct? Nu putem, că o să fim cu întrebările de final și probabil se va face deja ora 10, dar am să te rog să-ți alegi o oră și o dată care e potrivită pentru tine și atunci vom discuta exact ceea ce tu îți dorești să afli și cum vom reuși să ajungem la rezultatul pe care tu ți-l dorești. Să spuneți, vă rog, dacă ați reușit să vă programați, dacă e cineva care nu a reușit și are nevoie de ajutor. Da, să vă putem ajuta acum, fetelor. Am reușit, super. Văd că mai am doar trei locuri eu disponibile. Așa că grăbiți-vă să prindeți loc în cazul în care vă doriți această ședință. Am reușit. Bun, în cazul în care nu mai sunt locuri și nu reușiți să ne anunțați, să vedem dacă putem face ceva. Bun. Acum, hai să vedem cine nu a făcut asta deja. Sunt curioasă. Dau pe link și nu apare. Da. Colega mea vor mai pune linkurile, va mai pune linkurile din nou să puteți intra pe ele. Dacă nu mai găsiți locuri disponibile pe un link, încercați pe celălalt, înseamnă că toate s-au ocupat deja. Și atunci mai avem un link alternativ să puteți încerca lucrul ăsta. Sunt doar câteva locuri, voi sunteți multe, noi suntem puține, dar încercăm să ajungem la fiecare. Este foarte important să alegeți ora și data potrivită. Că dacă se va anula, s-ar putea să nu reușim să mai găsim un alt loc potrivit pentru voi. Profitați de această oportunitate. Mai am două locuri, deci puteți intra pe linkul meu. Chiar acum s-a mai înscris cineva.
Sunt curioasă, cine nu s-a programat în momentul ăsta? Vreau să vă gândiți, de ce nu ați făcut pasul ăsta? Oare voi nu meritați să aduceți o îmbunătățire în viața voastră, în agenda voastră, în lucrările voastre? E foarte important cum tratăm lucrurile, cum tratăm timpul pe care noi îl acordăm. Sunt convinsă că toate de aici nu ați stat o oră jumate aici degeaba și aveți un anumit interes și un anumit scop și o anumită dorință. Și este important să nu uitați scopul vostru, de ce vă doriți să fiți mai bune, de ce vă doriți cliente mai multe. Doar să avem cliente și să muncim? Nu, pentru că ne dorim o viață mai bună, pentru că ne dorim poate vacanțe mai multe, poate pentru că ne dorim o viață mai bună pentru copiii noștri, să nu existe momentul în care ei să ceară ceva și noi să spunem nu. Da? Să nu vă spuneți vouă nu, este foarte important. Așa că profitați de această ocazie. Profitați de această ocazie și vedeți, indiferent de situația în care sunteți acum, fie că aveți o lună experiență, fie că aveți 3 ani experiență, gândiți-vă că mereu puteți fi mai buni în ceea ce faceți, mereu veți putea mai mult. Și mereu rezultatul vine în urma acțiunii voastre. Prima acțiune a fost că ați venit la acest webinar, că a stat aici o oră jumate, 2 ore, mai un pic. Iar a doua acțiune este să spuneți da la următorul pas din viața voastră. Așa că sunt curioasă dacă mai este cineva care nu a reușit să se programeze, pentru că vom lua imediat și Întrebări. întrebările voastre. Îmi doresc să avansez pentru că a doua muncă asta face parte din mine. Mă bucur să aud asta și că simți lucrul ăsta. Eu nu reușesc. Pe ce link ai încercat? Linkurile mele sunt deja, adică linkul meu deja toate locurile sunt ocupate, eu nu mai am locuri disponibile, dar Încearcă hai la mine. să vedem. Da. Să ne spui dacă ai reușit. Bun, fetelor, dacă aveți întrebări, le așteptăm pe chat. Cred că e primul webinar în care nu sunt întrebări. De obicei Da. am reușit să răspundem. Ne lua o oră să răspundem la întrebări. Îți dai Bine, seama erau că și vreo 500 webinarul de fete. Bun. Eu nu reușesc, nu știu cum. Eu nu reușesc, nu știu. Ok, hai să vedem. Intră pe ultimul link de Calendly și bagă numărul de telefon și adresa ta de mail. Și dai să te programezi, să vedem ce nu, Simona, la tine, de ce nu merge. Larisa, da, spuneam ceva de un program de mentorat, dacă putem da detalii. În întâlnirea de consultanță putem discuta în a doua parte a întâlnirii despre acest program, dacă este potrivit și real vă poate ajuta în ceea ce vă doriți voi să faceți. O să... Idee, Andreea, că e important așa în mare, super scurt. Programul este ceva nou în România. Este un program de mentorat pe parte de extensii de gene, adică vom lucra împreună 6 luni de zile la tot ce înseamnă parte de business, promovare, tehnică, personal branding, editare foto-video, tot ce are nevoie să știe un tehnician să reușească să ajungă la rezultate. Adică un 3 cliente pe zi, cred că e ideal pentru fiecare dintre noi. Dar cine vrea și e curios, intrați pe link-ul, programați-vă pentru că o să discutăm toate detaliile. Dacă sunteți curioase, vă vom prezenta mult mai pe larg, personalizat ce putem face împreună în program. Acest program e prima academie acreditată din România. În momentul de față sunt peste 100 de cursante care au trecut această academie.
Pe lângă partea de extins de gene, de fapt, sunt niște etape, niște module pe care voi le treceți încât să ajungeți la o independență financiară din extensii de gene și ne focusăm foarte mult și pe partea de dezvoltare personală, pentru că un stilist de gene bun nu știe doar să facă extensii de gene. E pentru că de-a lungul experienței mi-am dat seama că ca și oameni trecem prin tot felul de frici, blocaje, care ne împiedică să ajungem la cele mai bune rezultate. Și în acest program, pe lângă partea tehnică și cum să te promovezi și cum să faci volum sau efecte, ne concentrăm pe partea de mindset. Pentru că, de fapt, dacă lucrurile pleacă bine de aici, vor pleca, vor fi bine, bune și în rezultatele noastre. Se va vedea asta și în rezultatele noastre. Nu faceți cursuri și în Anglia, nu facem în Anglia cursuri, Victoria, însă pot să spun că în academia asta sunt mai multe fete din afara țării decât din România, Spania, Franța, Italia, Germania, Austria, pentru că ne-am dat seama că doar câteva zile de curs fizic nu este la fel de productiv pentru cursant decât atunci când lucrezi câteva luni cu el. Și de aceea noi nu prea mai facem cursuri fizice, noi ne ocupăm doar de acest program de mentorat pe o perioadă mai lungă de timp. Am putut intra abia la sfârșit. Roxana, te va suna cineva din echipa noastră și va lua legătura cu tine și îți va trimite înregistrarea. Ce aplicații folosesc să schimb vocea în video? Nu-mi place cum mă aud. Păi, în primul rând, ca să nu schimb vocea, eu cred că ar trebui să lucrezi un pic la ce anume te deranjează în vocea ta și cum faci să-ți iubești vocea, de fapt, pentru că cu siguranță nu sună bine. Și să știi că și eu am avut același lucru, mai ales când mă auzeam pe registru sau la telefon. Doamne ferește, asta nu este vocea mea, dar am lucrat la partea asta și acum îmi place să mă ascult. Și nu trebuie să-mi schimb vocea, dar să știi că este TikTok-ul care. Da, asta îți recomand să faci doar pentru amuzament, să-ți schimbi vocea. Dar fii tu, pentru că sunt sigură că ai multe chestii faine de oferit și de spus. Și vocea ta, sigur, sună bine. Diana, bine ai venit în domeniu. Ce sfaturi am avea pentru tine la început de drum? Foarte simplu. Să începi lucrurile, să le faci pe rând, să-ți iei modele în fiecare zi, dacă poți, la început, după cursul de bază, e foarte important ca în primele 2-3 luni tu să-ți iei modele pe ceea ce ai învățat acolo. Exersează bine tehnica, dă-i înainte și cu promovarea, pentru că trebuie să le faci în paralel, ești nou în domeniu și lumea trebuie să înceapă să știe de tine. E foarte importantă chestia asta. Problema am lucru este 3 ore, 3 jumătate și se impresiune și tot nu este perfect, ce trebuie să schimb în scurtarea timpului de lucru. iPhone, nu știu cum te cheamă, așa te văd aici. Scurtarea timpului de lucru, noi chiar am avut un masterclass de asta, cu o grămadă de tipsuri importante. E foarte, foarte important să vă concentrați la început pe tehnică. Da? Timpul de lucru se scurtează, sunt tipsuri care real vă scurtează timpul de lucru cu 30-40 de minute, dar e important, în primul rând, fetele, să vă concentrați pe tehnică. iPhone, repet, nu știu cum te cheamă, avem la mine pe YouTube, găsești o grămadă de informații despre timpul de lucru, așa că te invit acolo. Oricum, o să rugăm fetele din echipa noastră să vă sune pe toate, să vă dea și înregistrarea fetelor care au intrat mai târziu și veți primi și un material dacă aveți nevoie pe alte teme. Chiar așa că mi-a venit acum în cap. Cine nu ne urmărește sau nu ne știți sau e pentru prima oară când veniți la masterclass-ul nostru, eu sunt Andreea Degeanu pe Instagram, Facebook, TikTok și Madalina Arvatu. Dacă ne urmăriți, o să vedeți că punem destul de des materiale gratuite și care vă ajută deja să aveți primele voastre rezultate. Așa că dacă sunteți atente la postări, story-uri, veți găsi de multe ori tipsuri utile pentru voi, cât și despre tehnică, cât și despre promovare, cât și despre mindset. Bun, sunt în Spania, merg în fiecare an în România, aș dori să fac cursul de volum, îmi doresc foarte mult să avansez și să evoluez. Vreau să mă ajutați pentru că am 2 anișori în domeniu și nu prea am cliente, chiar îmi doresc să merg înainte.
Îmi dau seama că nu poate neapărat volumul îți lipsește, ci pur și simplu ar trebui să discutăm un pic mai în detaliu, să vedem de ce în ăștia 2 ani nu ai reușit să ajungi la un număr mai mare de cliente. Cu siguranță și volumul trebuie învățat, însă acel curs de volum nu îți va garanta că tu vei avea mai multe cliente după. Nu pot să-ți dau un răspuns concret pentru că ar trebui să înțeleg mai bine situația ta și n-aș vrea să-ți dau o informație eronată. Sunt curioasă dacă ai reușit să-ți faci o programare, pentru că acolo putem să discutăm despre acest aspect, să vedem care este piesa din puzzle-ul tău care lipsește, ca să te ducă să ai mai multe cliente. Pentru că vă spun, fetelor, nu trebuie să le faceți pe toate, nu trebuie să faceți și one by one și volum și efecte. Dacă știți și vă place, e ok, dar să știți că eu volum am început să fac după 7 ani de zile. Și am avut, mi-a mers super bine, doar cu one by one și apoi cu efectele speciale. Eu iubesc efectele speciale, iar mie, nu că mi s-a triplat, nu știu de câte ori mai multe cliente am reușit să am prin efecte speciale, pentru că eu m-am regăsit foarte mult aici. Sunt fete care iubesc volumul și atrag clienți care vor volum. Dar asta nu înseamnă că voi, prin one by one, nu puteți să aveți agende full, a cliente full. Se poate. Dar voi trebuie să treceți prin etapele astea și one by one, și volum, și efecte, să vedeți ce se potrivește. Și uite, eu vă spun din propria experiență, eu iubeam one by one, dar m-am plictisit la un moment dat și după am început să iubesc efectele speciale. Fac și volum, dar nu e preferata mea și fac 10-20% din clientele mele cărora le fac volum, pentru că eu mă atrag cliente care vor efecte speciale. Și dacă vă amintiți, Madalina, tipa care avea lucrarea before and after, mă, de dacă poți să dai un click să le arăt lucrarea Madalinei, gândiți-vă că Madalina a reușit să ajungă să facă 2000 de euro doar cu efecte speciale. Și de asta spun, s-ar putea ca nu, să nu-ți lipsească doar volumul. Sau, într-adevăr, asta să fie. Airbrush-ul pentru editarea pozelor este o aplicație foarte bună și foarte ușor de folosit. Într-adevăr, se plătește. Nu este foarte costisitoare, dar din ce am încercat, este cea mai faină. Snapseed-ul iar este gratuită și vă ajută destul de mult. Fetelor, sunt aici câteva locuri disponibile. Bun. Vreau să mă alătur cursului de mentorat. Olesea, sper că am pronunțat bine numele, sper că nu te-am botezat, că altfel trebuie să dau ceva de băut. O să discutăm dacă ai reușit să-ți faci o programare, cu siguranță putem să discutăm, să vedem la ce nivel te poate ajuta, care sunt nevoile tale, care sunt obiectivele tale, în cât timp putem să le atingem și cu siguranță vom vedea dacă e potrivit pentru tine și cum putem începe. Probabil dacă am cursul de volum, aș putea evolua și aș putea scurta timpul de lucru. Să știi că nu neapărat. De ce? Pentru că timpul de lucru, gândește că tu deja bănuiesc că lucrezi în one by one și dacă timpul de lucru e de 3 ore, tu dacă te duci și înveți cursul de volum, o iei din nou de la capăt, o iei de la zero și va fi și mai mult. Pentru că tu acum iei un fir câte un fir și faci un evantai 2-3D. Dar gândești că acolo se va prelungi timpul de lucru pentru că este o tehnică nouă. Din nou o iei de la zero. Eu recomand cursul de volum după ce am scurtat timpul de lucru, după ce cuplăm bine, după ce avem rezistență, după ce avem direcție. Adică când noi știm foarte bine să facem tehnica one by one, da, putem trece la următorul nivel. Dacă sunt fete care au făcut cursul de volum crezând că asta este ceea ce lipsește, s-au împotmolit și s-au trezit cu două tehnici pe care ele nu le stăpânesc. Și totul a devenit foarte greu. Și atunci nu s-au mai regăsit nici în una, nici în alta. Și asta este recomandarea mea, să ne perfecționăm în ceea ce știm deja, să vedem
Sau poate nu rezonez cu tehnica aia și atunci, da, volumul este potrivit pentru tine. Dar nu pot să știu exact. Care este surpriza de la final? Bianca, tocmai asta vorbim de 20 de minute, acea întâlnire de consultanță gratuită, care în mod normal costă între 50 și 100 de euro, iar voi o primiți gratuit astăzi, iar în acea consultanță vă este analizată situația actuală și primiți un plan de acțiune personalizat în care voi veți ști concret ce aveți de făcut să ajungeți la obiectivul pe care voi vi-l stabiliți. Bun. Mai aveți Dacă mai... întrebări? Hmm? Întrebam dacă mai am fetele întrebări. Dacă nu, fetelor, eu mă bucur că ați fost active. Așteptăm mesajele voastre. Eu sper să aveți nu de 2 ori, ci de 3 ori mai multe cliente pe luna decembrie. Așteptăm să ne etichetați în ce puneți în practică. Chiar mi-aș dori să văd ce puneți în practică și să vedem ce rezultate sunt. Și vreau așa pe final să scrie pe chat cine se pune pe treabă de mâine cu tot ce am învățat azi. Chiar sunt curioasă. Dar sincer, avem 1, 2, 3, 4, aoleu, uf. 5, 6, 7, eu le număr pe toate. 8, 9, 10. Bun, perfect. Bun, păi atunci de mâine așteptăm 10 taguri, cel puțin, da? Că 10 fete au scris eu, au mai ieșit între timp. Da, chiar vă îndrum să lăsați contul pe grup fetelor. Eu o să opresc mesajele pe grupul de WhatsApp, atenție, pentru că vreau să fac, să aduc puțină claritate, să las un mesaj să explic fetelor ce s-a întâmplat, pentru că e nebunie totală acolo, nu știu dacă ați mai intrat. Și nu veți mai putea trimite mesaje, dar o să redeschid discuția după ce se calmează totul, toată lumea primește înregistrare și s-a înțeles situația. Bine? Fetelor, spor la treabă, așteptăm feedback-ul vostru, să ne spuneți câte cliente aveți în următoarele săptămâni. Vă felicit pentru prezență și abia așteptăm să ne întâlnim în întâlnirea de consultanță pentru cine s-a programat. Așa că o seară minunată tuturor!